Bună dimineața, prieteni! Bine v-am regăsit la Sinaxarul zilei de 11 februarie. Astăzi facem prăznuirea Sfântului Ierarh Vlasie, episcopul Sevastiei, Sfintei Teodora Împărăteasa, a doi prunci și a șapte femei care au pătimit împreună cu Sfântul Vlasie, a flării moaștelor Sfântului Proroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, și Sfântului nou mucenic Gheorghe, robul, care a suferit mucenicia prin foc în cetatea Sofia la anul 1515. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tuturor sărbătoriților zilei, le urez un sincer și călduros la mulți ani cu sănătate, fericire și multă prosperitate. Iar pe voi pe toți, vă invit să vă abonați la canalul meu YouTube, Neluța Bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici, astfel încât să fiți notificați ori de câte ori voi posta ceva nou. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și sănătate și la alte filmări.